Să
Gostaríamos de mais filmes com o Maia e Casimira. Mas também mais Mirala, mas não mais que Sada. Nu, tu ai eu, ce-ți văzut?
De apoi stăți că îți bagă prin sită și aua tu chiroloațe, nici la greț, îți băga tu ciurbă, tu supă. Nu știu, m-a avut contactul ăsta, îți băga ți-va ca un ciurbă trăgână. Laptele era de vacă, la noi sigur a fost lipsesul că era de oaie, și ți-ți ca un diafrau, și ți-ți alea, zic că alatul sfrimita multul chiron, nu așa nățul, sfrimita una stămână, și ca fi zuă sfrimita din trei ori. Sfrimita din trei ori chiron din una stămână. Asta este rețeta care apare la Pogrădnicean, nu și la Negruții. Și ții multul interesant, pașintea ței care au mirachii smăcă, trebuie o smăcă și ca garnitură. La carnea adrată înăbușit, cu zama ți-a bunii, îți bagă trăgânorul tu zama ți-a și stătarea ca o garnitură și îți bagă cu mâncarea. Deci asta e și varianta de supă, asta e și varianta de garnitură la carne. E că poți să mâți așa pe mâncă armăși. Tora, o plăcăsesc cu Casimira, cu iertare de astea de dindii, să zic că dau zboară timanii să ai. Casimira. Zânii te plăcăsesc cum dau zboară timanii, dar timanii a dat în peștera, nu? Da, i-a dat o peștera, i-a făcut la noi oaspeta atunci. Și mama avea vicisită tărgănul și nu ți lasă că va da eu orice oră. Și am închis Adara. Câți ani are ei? 81. 81 și a și la Adara din când era mică? Da, da. Bagă lapte, ouă... Bine, eu nici nu știu exact cât bagă, când mă întrebai ca la oară. Mă avea rest... Așa îmi minunim, suntem în august, tu vărgării cântului Adara, că pot să și eu acolo, s-a dat și eu și Petru, niște fănărul și să știu... Ea îmbunează de la creșterea? Nu, ea la drogul, apărerea. Ea este mama lui mama și ea... Cum o creamă? Chirața. Chirața. Zâmi, dau zboară și pita, cum a dragi pita, că riscând să ai vină, mă agonește vițură când o a dragi pita. Zâmi, dau zboară și cum a dragi pita și așa poate. Eu am luat unul la traia cum de fapt îmi găsi soacra mea. Știam și de la Maia, dar... Și pita asta care v-au băcă, nu v-a s-a... Și am luat cu drag după cum nu știu de la soacra mea. Și puțin o dragi. Băgă de fapt un ou, una cană de iamă și afrigantă cu aia apă, până la cană, și cu fărină. Și am luat un gasic nici prea moale, nici prea tare, ca să pot să-l... Să-l tindă. Să-l tindă, da. Tine îl tindă și cu ștala, da, da. Dar ștala de peste 100 de ani, cred că are și de la soacra mea. Și de la Maia al Costel, de fapt, poate și de la Strămaia, nu știu. Nu știu, tinițile de la zborul ștala este mutul cunoscut, că țin că bai, tu de voi... Eu eram, când eram mic, eram fumisit de Maia mea și ștala, v-ați dau cu și... Păi așa, deși era, toată lumea și știa, tiniții, așa știa că dacă mă ascultai, să dau o până cu ștală, îți vezi, să dau un bucur cu ștală. Și... Așa, după aia băgai spanacul cu ouă, cu caș. Ați ales de... și să și cheamă pe răgați din timp de apoiurile. Da. Bine, când o te întrebai cât chirou o lași înăuntru, nu mi se știe. Eu zic că eu nu mă trebuie cu chirou, sunt oameni care nu trebuie cu chirou. Deci eu mă trebuie cu... Când văd că un padi a roșii și lideana, îi dau seama că e adrapă. V-au plăcățesc și doamna Chirața, Chirața Rutin, Chirața din Măcaia, da? Care știu că ea este multul bună la Măghirgeoane. Măcai pite adrate de tine și sunt multul bun. Cum le-a dat? Care e viața ta care te-a lăsat din mamă? Mamă, tu doar vă spun la Rămânave, pita n-ai mai ieftină, cum zicea, n-ai mai ieftină cu la dragă, era sălărie. Sălăria trai ținții, peturi, patru peturi, le sprucuteai în cheamă să pun un lemn, nu știu cum le cheamă caș, de-apa le încrețeai, le adunai așa și le băgai cu tot, așa, și nici ca să scos, adrai un arme, să ți la noi, arme, saramută arme. Nihiamă sare și cu nihiamă cașul. Nici îți bagă cașul cu nihiamă, tu le-am înseaști nihiamă. De-apoi îți bagă apa și se scoate la o parte până când
pita e discutere. O scot de cuptor, îi torni armea pe suflă, o las 5 minute, iam, cât îți trăgeam se evapora apa, și o scoți, să dară îngrupoasă și dați moale. Deci ideea este să nu se doar mănătare. Exact. Doar nu provocante, ea se vorbă moale. Deci asta este un truc ca să te mănătare. Exact. Mai țin oară, deci ți-ți bagă doarme, ia-ți de apă, sare. Îți bagă, iam, cași, tu nu sunt în plen, nu sunt. Deci te cheamă să se găsească brașul și bazat. Una care îndeapă în urmă. Una care își te cheamă să sare la asta etajul, o lași în răfate până scoate pita este. Nimic de cuția e un scoț, îi torni armea aceea și o lași țin ținut. Îl scoți și o împărești cu un îngât, un dosop, acesta. Și ea de-a fost răboare. Și smânca și moare. Aici este naima Efra. Naima perifană, înseamnă, naima scopă și naima era cântă de oaua. Asea vine să dară trupetul cu apă și trupetul de la întâi curi, cum se numește. Petul de coapte n-ai bună aia să ai bărătă 4 petul de coapte, sau 3 sau 4 petul de coapte, care le ia dat, le tindu și le copi pe fundul de cărău. Le-a poate frânză, nu? Le-a poate frânză. Ama, ieri batul tăvătul avea gazul, de trământau și îi fac, îi șuți de rășă, spună când îți scop de-a smusar cu chipă la aia, că nu îi... Îți bagă de-acoa atâte... Deci pirghios este un petul mutu gros, pirghios, nu? Deci stai de-acoa și un șablon. Tu ați un petul de acelea subțin. Din cop petul. Privarna a murit un grosul. Deci de-acoa a dat dau petului. Un tip pirghios, cum am gros, este cât dublu polițierii din fiecare foale, deci doi polițieri, stindii, m-a dus, să dară mamă mare ca să răspândă tristitatea. După care aș făcutesc cu un tulemn și trec și iau prima foaie coaptă, cu arunc nu multul așa cum îl sântă. Așa cam am măr bucăți mea ca și măr, le pispilesc cu lichea cu tulemnul și cu lichea cu cașma sa. Și de acolo aduc alantă, alantă în foaie, până îți lichisesc cu ea. E, a dar apoi ia un kilo jumătate de lapte cu zațiua. Amisticat. Ba niște cheamă sare cu ea, nu mă întâlnă cheamă sare, mă atora, mama, bagă și cheamă zahare, ca mă gust, dar stil prăjit în stare. Și îmi iau de-a fapt polonicul și umplu tăvălul. După ți-l împui, iei cu petrolantul la nicru, din sublă, ea este insa, atât ea este tala. Și iei cu marțină care răsfântă și ea dar marțină, rolată pe marțină. Și la rășii este etichetea. O bagă la cuptor și-ți ați sufla, vându omul dându-l suflu. E, de la rușii, ghine, din suflă găpita de oaua, lipsește sufla ca roșii. M-a spus iba roșii, de-a fapt, nu s-o poate de mâncă. Și mă scot și-o îmbănesc cu ghine, cu avem unei misăi speciale de pită, până saborează ea să mai alasă, și ea stai numai când este arație, când e caldă, nu stai. Vă zic că bănai de multe ori drama asta. A drama aia, pita și eu vreau să-i mânc și îmi zicea, nu te atinge de ea mână ziua până să arățea. Și îmi zicea mărata și îmi dează cu mine. Nu stai, m-a zis de mine. Ți vreau să-i întreb, tu soia noastră la pita asta îți dă-ți pită din lapte, la voi îți dă-ți de oaua. Da, cu oaua cu lapte. Ia-ți ideea, ia-ți ideea. Ești doar mă, și ea îți vreau și te vreau. Dar de praș care, tot ca este de lapte, dar cu ouă coapte, numai că prașii când îi adară apoi, acum adătora grăsimina este spanacul, prașii îi pot ni cheamă turul de lemnul, le bagă și ni cheamă apă, își bagă și prașii. Și de care să mai vine de-apoi, nici discutere, fac cu cașul care-i sărmat din. O mintesc cu scot, nu-l lasă mult cu cașul care vă stăchească de-apoi nu vrea nici. Și de-apoi dau carte în rândul de fetele coapte, strugesc cu un tulem în bară, de este măcar, iar dau trei pe loc. Și la fel am vrescut de la anul și după. Ți vreau să zic că învițai din carte un zbor de încrețit, îți dă-ți furlă. Nu știu de să știți zborul ăsta, furlă. Nu știu. Sufrisită, să-ți la urmă. Sufrisită. Ei, sufrisită. Sufrisită, ea să-i rinț. Ea, cam așa. Încrețit înseamnă să-ți la urmă. Bun, eu nu-mi plițați zborul ăsta de cartea asta și îi plăsim multul de el. O plăcărsesc cu tot aia, nu las, mă cântă un cântic. Vă zici că nu par asuntul cântețe legate de mâncări cu lumea rămânească.
Bine, vă aștept de ație, pentru a se putea măsori. Vădăși că nu parasutul cântiții legate de măcări atunci. Vasa Vdățul, care este, îl cheamă satiric, este un cântic adaptat în anii 60 de Nicu Arău, dar nu cu Gică Gode și cu Mihai Coacula. Am adat mai multul lucru la cântic Nicu Arău. Este acel care a dat cânticul Zeana Sus, tu cânărău, este un poate mai mare pentru cântica lui, poate. O să dăți acel cheamă Zeana Sus, tu cânărău, știu? Păi, ei era toți la litere, la facultatea de litere, era mult tineri, avea 12-13 de ani, avea bidisit, era cu chirurgul când bidisea facultatea, avea mare grechi de cântit și adrară mai multe cântiții, am amisat de ea ales cu cântit. Ți este ciudios că v-ați vedeți la distanță tineri de 13 de ani cum duchiră ei identitatea arvânească prin măcări. Și aua v-a s-a dus cântitul. M-a s-a dus mai multe noi de măcări tradiționale arunești și referenul este mult simpatic. Cazul mor de foame, află stăriciune, de asta voi ieși pe-așa. Cazul mor de foame, ia-ți bucătărea să bună, da? Tot Tora, ia-ți pe o mică problemă cât se... dar nu la... nu a făcut la Tora cânticul. Eu nu para boații. Nu, eu sunt în gălu, știam pe tine. Nu știi tine? Da, da, nu știu. Ea intra, intra în gălu. Nu sunt la cochea să ne-a greșit doar aia, din corul. Care ați vrei să râmpusești tu, dar nu ne ești mă. A, și ești. Cu bărbunul își cântă cu chiar va pasa cu tine. A, și ești. O, pas nu mor de foame, soare răzgătune, vrea să mă ghi. Ia, hai. Ce să vă spun? 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 Ce să vă Bărburul este mâncarea drată cu apă și cu furină și chiar cheltu cu lapte. Ca și ușghiza gâruietă, iar râza armânească, zăgăjdii și ușghiza șpetă, văd marea gășească. Prin vera când ies ștechi, limunea lasă-n pierde, toamna când ținut să spune, fi vezi din izbuni. Iarna tută mașul trec cu care sunt găsită, mașul până sărbătoare, prietea dar răpită. Când băcuchea și trăgânărul își cuvăr cu văr de apă, serbe satură fumeilii, ghinii de aradă și ascașă. Când îi până am auscat, ei lua dară țamă, era multul econom, dar ca niții până. Și masa aibă tu măhânără, când vrea să n-am o țeavă. Era multul econom. Nu-i greșit, că e de autor. Bărata mea la șeva. Așa îți cânta, în soarele lui Ionă. Da, da. Știi cum este? Cânticul n-are nicuție. Așa. Cânticul n-are nicuție. Soarele lui Ionă, mi-a găstă mă, e cea după aia. Până aș cașcă, lume ietă, iar în țară mănească, zâmi rădiși, ghiză aș cretă, un n-al iar creștească. Să știi.
zborul nisului bitișii, bitisici la ușii un ciucutic. Limba în gură și mușcară, că parolul nu-l aclară. Intră și e ghinit-ghinit, grea și mâna agonisit. Când intră zis cu lară, tu ți-am proștă din oară. Pe preftul cu priftea sargoi, vinirea lăgând al lui, că avea oaspis mulți acasă și lipsea nica numează. Priftea sa nu rotiva, preftul n-a ghinit nu lua. Când o mușcă din cumată, gura i-a rămas căscată. Din oară ei duchidă și le-a nus lăs să slăghiră. Unul ia de gârgălan, altul ia de sălăgan, altul de șoarte gura, ta s-a rupt în mușcă gura. Și ta să nu ia scapă gură, îl ligară și lua putiră. Îi călcară și-i frântară, ta s-a scoată ții măcară. Pântul soniță cu șminii, ca scăpară doi vini. El gura strâmbă uțânea și din ochiul nu vedea. Ea avea cum ea și-a ruptă, fustanea sunt discusută. Când îți vizură în afoară, fuțeau cruțea ca scăpară. Doi își dă să-i rup în grai, putea să-i vă și Nicolai. Ești tu cu plătinta lor, ieși în tot stupor. Hârșiți ca fară parălul, bătea tâmburălul. Ai zicea că poezia dată de Dima Lascu, da. E omul care a dat cartea ția din cântiță, iar unești și cu bătiții tale și sunt de poezii. V-am zis că tora și alată cu Pita, a ția de Cola Fugiulea, a ția este și cântica, nu știe care e bolul. Ți vreau să zic că când era Cola Fugiulea, am zis cum a dat poezia ția. El mă ratul când era mic, era multul limos și vrea multul Pita și îți duțea la mână tetă, la vine era drag Pita multul bună. Și el mânca, nu-ți dărăsea. Și a ținut din casă, îți ția, măre, nu te duci tine la altul și mâți cu dau limâni. Îi zicea, știi, si, froni, m-a pridunat. Și îi zicea, tăxea că nu v-ați mâță, îi zicea frasul. Frasul îi zicea, bă, tăxea că nu v-ați mâțat. Și ești tot, da, nu v-ați. Și îți duce acolo și acolo Pita, multul bună. Și a ținut zis, eu știa că l-a lisea. A zis, nu, n-a ca vrei, că avea tăxită, că nu, nu voi. Și frasul care taha nu mânca, a huhis caftă și mâncă și el măratul. Și de și nu m-a ta putea. Așa și i-a rămas a cât vârtoasă e impresia asta pe minte că avea poezia ta, care m-a luat zăcătura în Pita, Nicola Fugiulea. Din la patra cucinușii, până la mandarul de ușii, casa plină de sedaie, spurnei de fumeri. Focul ia de la gătrop, din scâftorul calul crop, miurismă de pităienii, oh, caval de mine. Maia țase tipuri poți, mana țase alte dozi, cei mei animați fermită, cu mintea rapidă. Focul patru zdeapără, leamul ia scapiră, tatia treabă când intră, nu a dra și vără pită. Ochii nu lățesc cu foc, la sinii puțem col și amuzând când se-a scoate, Pita din cuftor. Sinia mas leagănă, Pita tot îți veagănă, își va zdurnim ca tu pierniti, cu Piti ca în iesi. Mai zic că de oară cu Pita din curcubetă, era un veastă care era greu. Lebne greale, sigur, le amuzea, știi, vorbă care m-a mult. Mărata avea chefii să adăra mamă și știa să adără Pita și v-a spas, o scrumă și a rămas cu orixea aia și fără măcare. Ama nu știu, de viastica cântic, a chegăsesc cu ama. Ne-a draină Pită, Pită de curcubetă, nu s-a gândit bună, pușilea s-o adună. Îmi băgai misalea, a cățăr cât gălul, eu îmi băgai sinia, să ajută stămălia. Ne-a rămas și ajună și nimăcată, cu trupul încărcată, încărcată și niversată. Asta a făcut alături de introducere din țivații Duchescu, eu multul mușea tucati, tucafii frânză, eu iasne rețeta, în pad iasne un zbor aușescu, care din multe ori iasne legat din mâncare, nu dai, mă. Puteți să vedeți să-mi dau zboră? Cum a folosit lucrul ăsta? Apoi a fost ideea cu proverbele? Proverbele le-am găsit pe un site, mi-a plăcut foarte mult ideea și apoi am început și ne-am amuzat și ne-am făcut. Mi s-au părut în același timp, uite,
societate, să existe scris. Să le vadă cât mai multe lume. Primele le-am găsit pe site, altele le știam de acasă. Chiar le foloseam. Niscânti diarii, ca baia surtur din una carte extraordinară îndreptită din Perifre Pavlohagin, la anul de la Sfântul din literatura poporană a Arminilor, îl adună proverbele Arminilor și multe diarii surtur de acolo. Cartea e și potoară la anul 1900. Tora, ca vă dăm, i-am azi, poate zgivă simt Niscânti diarii. Adrăguva tupită, ea este improbul. Știți ziua, să că aici facă n-adra și ziua. Adă țeală și guva tupită. Mai era guva toapă. Guva toapă? Da, ce este? Bun, eu la guva tupită știu una explicație. Nu știu des ea este explicația ți-a bună. Au așa un chiro, în veastele, sigur, în veastele adra pitile, ama nu le împărța el. Le împărța aușii. Și aușul, când îl împărța, adra guva tupită și de-acoma când ea și le-a curța, tot la ce-i mai trecut, că e de-apoi a ți-i mai nisit. Și expresia, ți-a dragi guva tupită, v-a zis că e un om care n-a drățiva lucrul la de altul careva, a mai el împărța. Altul care zicea de ea. E, dar mai este astfel. Deci, unul cu lucrul și altul cu care. Care? Bana mea. Hai zicem și de una care nu fu băgată tu carte. Minime are sigur tu. Da? A dată și nipușeată. Da? Da, cât se o scoase. Ioana a aflat pe internet proverbul acesta și eu îi zic și nu-l băgăm pentru că are dublu înțeles. Și nu... și nu vrem să cadrăm. Și Alexandru zice că... Eu zic că... Puteam să-l băgăm că era... Da. La a doua ediție. Să zic că ea este norma care îi dau la Pericle Pavlohagin. Sigura că mintea oamenilor îți duți agonia multul la cu, dar voi spuneți, ți-ți Pavlohagin. Armasia drată și nibușată, îți când tu careva rămâni cu arșinea. Aduțem aminte că tine fiată ți este dreaptă și etimă smărită, n-ai mamare arșinii, ea este s-o lasă în verambulul și s-ar mână nimărtată. Și apropo de asta, mai este o altă expresie care voi nu știți. Casulta cu gnăru. Armase casulta cu gnăru. Ți v-a zis că expresia are idia noi, mă. Deci tu, o fiată care mărata sunt îndrizea din nuntă și o lăsă gandulul, tamantul, zârile ațelii. Că ți ucnă, știți, era buială. Lernii se învopsea multul ara. Se învopsea în din nuntă. Și ucnăru era buiaua care și-o dădea piper. Și mărata fiată apucă să-și învopsească perlul, am afciorul și ales mintea. Și a rămas învopsită, am animărtat. E, asta este ca armasii ca surta cu gnălu și asta e din lucru cu asta armasia drată și nipășată. Rămas, aveți în cheamă Chiron să mai zisem în două diarii, că, mă rog, arada noastră este iaua la cercul din limbă și literatura armenească. Zicem Sfântii care mi-a risiră multul și care nu ești. Nu limitui la Pavlohagin. Fără de mâncare și beare, ghiusa în sară la iavreare. Un care este fabulos. Cu zboară, pântica nu sunt plin. La Pavlohagin sunt multe proverbe. Eu zâții, poate să vă ghevăsesc unii scântii de ale. Eu zâții, ilișos măți și zbei. Mazurii astea sunt sadaci. Zâștii. Lingura goală, zbumă goală. Gura, goala, scrimă gura. Șeț pită, stigur. Gura e mare. Șeț pită, stigur. Asta este... Și potențită pentru cuchiul de fisuri. Arată fisurile și mă căcani. Da. Da, știți, ați care zic. Ați bune mâncarea vegetariană, nu știu, ții să vă și la masă, la measă, carne. Un proverb extraordinar care, nu știu, a spune multul ghinii filozofia armului, nu are magreală în goare ca orfane. Nu știu, eu duchez cu asta praxea armonească, să dar lucru, să mutrești să lucrul, să dar duzenii, să mutrești să lucrul și părălul Pântusonii. Și Pântusonii, pare că este multul materialist,
Ama basti în doi să gine, asta e smutul handalul cu roșu. Ajunul cu moța închisează. Mai este un om care îți zic că ajunul nu-l pistipsește ca nu oară, nu, ațel care e sătul, nu-l pistipsește ca nu oară ajunul. Zborul zbor aduții, a este o anuștiu tinoi, deci aici se bă ca una hitrie, că noi anul ne himă cheamă sărță și ne încăcem a unea. Și mazna pridună mă cheamă, nu ține oameni. Mă zici, vina termânească, adică chiar trece repede. Da, mirea te-a născut. Capirea. Așa, capoare. Capirea de doamnă. Da, asta de la Iacunia din ea. Când lumea asta ia stigoală, oaspeții ia de s-a scoală. Da, te-ați alipsea și te spune, mamonea, mamonea, măcarea, zna, 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 măcarea, oala vigliată nu-ți versă pe foc. Gălina vițiului tot mai mai grasă de-a ta. Asta e valabil și la mâncare. Mâncarea dată de altul mare pe care ți-a dat de tine. Pescul toamare și tigaia pe foc. Ablache tu ca apă, nu au picare ali. Mai este unul care e cu mai este unul multă ușoară care nu a făia oar, care îți zice, da, nu poți să le ascunzi. Vrearea și vrearea. Masii ambitat. E că masa e cu vreare o năfeată. Nu poți să le ascunzi. Vreau să te rog, Ioana, să-mi spui două vorbe așa. Cum vezi tu lumea română, așa, exterior? Acum nu trebuie să te lauzi. Deci poți să fii sincer. Sincer, da. Eu cred că lumea este puternică, bogată, colorată, însă destul de închisă. Și aș vrea să-mi imaginez că încetul cu încetul toate poveștile pe care le știți o să le împărtășiți și altora. Astfel încât să vă cunoască toți așa cum am cunoscut eu prin intermediul familiei Pașdechi, ușor, ușor, dar greu. Deci nu ne-am împrietenit brusc. A durat mult până când am început să O să spun o poveste clasică, e spusă de Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, când zice că românii sunt curioși așa. Când ies să te împrietenești cu ei e foarte greu. Deci prima reacție a unui român e să n-aibă încredere în tine și trebuie să treacă mult timp până să te accepte. Dar mă rog, când te-ai acceptat, e pentru tot mai nu știu, am așa ideea asta că nu a greșit ceva. Ți vreau să vă zic că te vine cartea asta, este cartea ideală, te unătoare. M-ați vreți dați unătoarea după mintea mea, asta este unătoare mult până când te duci la un om în casă. Da, vă plăcărsesc cum să aveți mirache să întrebați tot la asta, chirurgul. Bună întrebare. Riscul de a să nu fie o întrebare adevărată să spuneți acum, ați reușit să puneți, să faceți gramajele, cantitatea, că ne-a avut un greu. Greu, pentru că toate aceste rețete vechi sunt pe, după gust, după degete, după simțe, că le-am repetat și ne-am colaborat, da, le-am sunat. Ca să fie valabil pe fiecare rețetă sau să fie niște complexe? Depinde de rețetă. O pun rețete ușoare, cum sunt dubite aici. Și rețeta e cum sunt topite, de care vreau câte două ore. Cam două ore. Și cel puțin o oră, după ce era gata, cel puțin o oră ne puteam în jurul ei să o aranjăm și să o pozăm. Am făcut să găsim vasele potrivite, decoruri și așa mai departe. Și vasele, mă rog, și nu s-a vrut. Cum? Și nu s-a vrut. Noi toți.
copiii și noi. Și vase, și vase vechi, mine. Da, de tot ce am găsit. Da, era atingere la țântul care se face trebuie, nu? Deci, mult, o înainte să vedeți că se mărgăți doar una, deci, și 46-47. Nu știu... Da, pe aceasta de la... Mama. Da. De la mama Mihaelei. E negrită, ruptă, spartă, așa cum a fost, cum a călătorit ea. Așa am fost eu și așa am... Vreau să o aduc aminte Maia mea, care știa tot stăvazile din casă, de cât chiroi era, și numai că știa ei toți, măratul Apendii, el nu pare a livrea lucrurile vechi și vrea să le aruncă, să scape. Și când nu o trea Maia, Maia ca cu tine. Și Maia băga oară și ladra arizirii de acolo. Ține-i adrași cu tătul ăla care-i luam de la teta. Așa și... Era și una aduțare a mintea ților care muriră. Ama nu știu ce să faci, vasul cu... Nu poți duchescu cu cât treați mai multul chiroa, dar măcar mai multul, nu pistipsesc cu asta. Ama vahi... Nu știu, ia sti ceva care leagă omul de chirolul care e care funinti. Florentina? Nu te vinzui pânătora. Vă te progresesc, să ne dăți să-mi dau zboară. Tine ajuta și la corectura, la carte pe armonia și poate să ne dăți să-mi dau zboară de lucruri cu ți-l adragă. Fă un moment când vreau să cântăm pe diploa asta a Mihai Tini. Vreau să te pădăsesc cu zâți cânticloa ăla Mihai Prefti cu Ivoa, dar de din ca gospodin. Mi-e doar de ficiura mea. Atât, dar, nu știu, pistipsesc că ca fiind din noi avem contactul acesta cu lumea arbănească prota prin mâncări. Mâncări adrate n-ai mai multe ori din mai de-a noastră. Voi să aduțem aminte chirolul acel extraordinar, pitica fiind din noi când era în Niț. Care știi, te-am scătăm pe noi. Vă scătăm banii refrenul în care știi. Ți-a chișurat ca voi
când dau zboară, dau turnii din lucrurile voi de la el. Mi-a resit multul când un cuirmitusitii papsu, ți filozofia avea, ții cum smăți, cum să nu mă-ți multul. Asta e un pirmit care voi să nu-l uzâți. Și apoi, deftir lucru, voi să nu-ți îmi dau zboare ca de la un expert. Ai sunt chiro de când Tiberiu este măghergit profesionist, de fi bucătar profesionist cu diplomă și la lisește multul mâncare. Te-ați voi și una părere prisma asta de măghergit de bucătar. Dar vreau să nu-ți îmi dau zboare și de faptul, de filozofia lui, legată de cumpătare, să-i zicem așa. Mine eu e fumele mixtă, dar aia este rămână și fabi român. Străpăpânia mei sunt tot din Arbinușie, Moscopole, numai de fumele este Nicola. Și papla meu, Ioan Nicola, care era un armân mult îndurut, mult înțelept și zicea că bine și așa a trăit tută bana, zise că niciodată n-a mâncat să se sapere, niciodată să nu mânti la zi, e tare cât e de răsus, mai s-a transformat că ați mutul să ajungă din ea stie cu adrată mai sus. Trebuie un echilibru foarte... Mai bine mănânci și puțin și bun decât mult și prost. Ce să zic, moravurile la armâni sunt aspre și asta face oamenii mai puternici. Cum să zic? La masă vezi exact cum e omul. Bucătăria este foarte, foarte importantă. Fără mâncare și fără să bea, omul nu poate să supraviețuiască. Este un lucru pe care îl faci de cel puțin 2-3 ori pe zi. Este un lucru fundamental. Economia armânească se bazează pe producția de producție alimentare, special pe cele animale. Cum să zic, forța, vigoarea neamului armânesc vine din alimentație și din, bineînțeles, și din apa curată care era în munți, din laptele de oaie, din cașul de oaie, din carne, din legume, foarte multe. Nu mâncau carne fiecare zi, cum se mănâncă acum. Mâncau o dată pe săptămână și la sărbători. Aveau turme imense, dar tăiau berbeci și oi de 5-6 ori pe an. Deci erau foarte chipzuiți și calculați. Eu sunt pasionat de bucătărie. Cu bucătăria armânească sunt așa cu acurhită, ca să zic așa. Rețetele par simple, dar știți că rețetele simple sunt complexe și rețetele complexe sunt simple. Rețetele astea de aici sunt extraordinare. Am făcut și eu una exact așa cum scrie. Vă sfătuiesc să citiți cartea și să nu luați rețetele neapărat așa cum sunt scrise aici. Puteți să improvizați, puteți să combinați o rețetă pe care o știți cu una de aici. Deci, sfatul meu e să nu vă speriați de bucătărie, să vă apucați să faceți. O să învăț și eu să fac pețul la pite, că nu știu cam dată. Dar vă spun, când am învățat să fac pizza de la un bucătar elvețian acum 10 ani, am fost mulțumit după ce am făcut 100 de pizza. Deci probabil că o să fiu mulțumit de pită după ce o să fac 200. Este mândria bucătăriei armânești. Bucarea mea armânească preferată e pita și praș. Cu petru fapte. Și
citesc cărți de bucate cum citesc unii romane și am, știu să fac rețete italienești, limbaneze, românești, grecești, armânești, turcești, dar bucătăria armânească este, nu știu, de suflet, așa. Adică când faci o mâncare ca piperchii târgăzite, nu se compară cu nimic. Și ce este bun la mâncarea naturală e că niciodată nu ți este la fel. Depinde foarte mult și de ingrediente. Depinde foarte mult și de cum e afară. Citeam pe site-ul Frâșerotul la o rețetă Maia Pita din Spinacu, care spuneau că nu e bine să faci pită într-o zi umedă sau ploioasă. Desigur că asta e tradiția de atunci când bucătăria era în aer liber. Sau... am făcut rețeta aceasta de combar cu carne de porcu. Pe Frâșerotește e pătate cu carne de porcu cu furnă. Exact cum este aici. A ieșit extraordinar. Da. Aveam o altă rețetă de aici, din cartea cea veche a lui... din cartea veche a lui Stavrositul de la Constanța. Putem să comparăm aceste două rețete. E diferență foarte mare. Rețeta de aici este excelentă. Absolută. În carte sunt trei greșeli de scriere, de la editură și așa mai departe. Vă spun că dacă n-avea aceste trei greșeli, era o carte de bucate din rai. Dar așa e mai bine, că e de pe pământ. E de pe pământ. Și, cum să zic, pozele sunt extraordinare. Adică cu cartea asta poți să te duci oriunde în lume și să prezinți o carte de bucate, cum nu sunt multe în lumea asta. Eu n-am văzut în România încă o carte, poate cartea de bucate a principesei Margareta, dar acolo este și puțină reclamă, numai bucătărie, da, sunt și povești și așa mai departe. Este un moment foarte important pentru cultura românească. Eu zic că propaganda cea mai bună care să începi este bucătăria. S-a văzut de fiecare dată când avem evenimente și așa mai departe, când apar pitele, alea sunt cei mai buni ambasadori ai armânilor. Și cine a mâncat pite armânești, nu uită niciodată. Pite fac și turcii, poate de la ei am învățat, fac și grecii, dar cu pitele armânești nu se compară. Sunt probabil rețete făcute în 100-200 de ani, transmise de la bunică la fică, la nepoată, la strănepoată, rețete care s-au... ce e bine că s-au... cum să zic, s-au îmbunătățit foarte puțin de-a lungul timpului și mâncarea are savoare. Ingredientele sunt simple, nu sunt complexe. Simți un gust distinct. Asta e foarte bine la mâncarea armânească. Bucătăria indiană, de exemplu, la o fel de mâncare folosesc 30 de condimente. Nici nu mai știi ce mănânci. E ca atunci când te duci la All Inclusiv, la turci, mănânci din 20 de feluri, după aia nu știi de ce te dor capul, stomacul și așa mai departe. Felicitările mele celor două realizatoare și veți constata și dumneavoastră că este ceva extraordinar. Deja sunt prea multe cuvinte. Cartea vorbește mai mult. Că merită. O să...
Hai, stonutul și v-ați plictisit cu un cântec de vrere cântat de Florentina Ianula și Mărușa. Și vedeți de adun. Așa și... Este un cântec sticului de Sema Cuci. Na kadumi.